Sunt Cătălin Sprânceană și îl susțin pe Eduard Novac pentru faptul că a început reforma în ciclism, a început reforma în Federația Română de Ciclism și are parte de recunoaștere internațională. În ultimii 4 ani, ciclismul în România a trecut printr-o serie de reforme majore și Eduard Novac nu doar că a fost motorul acestor schimbări, dar a și arătat o deschidere fără precedent față de inițiativele venite din scenă. Iar treaba asta este foarte importantă pentru că în momentul de față Federația Română de Ciclism are nevoie de personal specializat și din acest motiv susțin candidatura lui Eduard Novac pentru președinția Federației Române de Ciclism în mandatul 2017-2020. Salutare! Numele meu este Răzvan Jugânaru. Îl susțin pe Edi Novac deoarece are idei care merg în aceeași direcție cu ideile mele, să zicem așa. Programul lui pentru următorii 4 ani este un program bine pus la punct și cred că în urma acestor colaborări va ieși ceva foarte bun. Îl susțin pe Eduard Novac în viitoarea funcție de președinte al Federației de Ciclism, deoarece am toată încrederea că va face în ciclismul românesc ceea ce nu s-a făcut până acum și ce așteptăm de la un președinte. Îl cunosc pe Edi de foarte mult timp, am și avem toată încrederea în el. Este în primul rând un om de sport. Asta va cântări foarte, foarte mult în postul de președinte și cred că sunt de partea persoanei capabile să conducă ciclismul românesc în viitorii 4 ani.